Încă din ianuarie am pregătit un eveniment frumos pentru voi, un curs la București, pe 18 ianuarie, un curs despre gestionarea emoțiilor și elemente de tao curativ, în care învățăm cum să fim mai în armonie cu noi înșine și cu ceilalți, cum să ne gestionăm energia și cum să transformăm orice emoție mai puțin plăcută pe care o avem în corp, să o transformăm în stări pozitive, astfel încât relațiile noastre cu cei din jur să fie armonioase și benefice, și relațiile noastre cu cei care au fost în viața noastră să fie de asemenea armonioase și pline de înțelegere. Pe 18 ianuarie la București, toate detaliile le aflați în cadrul evenimentului pe care l-am postat pe Facebook și pe site-ul meu, la capitolul Evenimente Live. O să ne întâlnim pentru câteva ore și o să discutăm despre cum să gestionăm starele puternice pe care le resimțim și cum să ne readucem în prim plan sănătatea, cum să ne recâștigăm sănătatea, cum să devenim mai dinamici, mai plin de magnetism, cum să ne gestionăm energia internă, cum să folosim energia pe care o avem ca să vindecăm organele interne sau ca să transmitem stări armonioase celorlalți sau locului în care ne aflăm. Asta pe 18 ianuarie, într-o miercuri. Mă puteți contacta în privat sau puteți intra pe paginile mele pentru a vedea evenimentul. Dar până atunci vă invit să vă bucurați de magia sărbătorilor, pentru că este într-adevăr un timp magic, un timp al împărtășirii bucuriei cu cei din jurul nostru și un timp al magiei iubirii pentru toți cei care sunt deschiși pentru asta.